Iubitorii autovehiculului Dacia Duster s-au întâlnit în weekend la râul Sadului în Sibiu. A fost cea de-a patra reuniune a proprietarilor de Duster, înregistrându-se o prezență record, 38 de mașini înscrise și peste 100 de participanți. Prima zi a reuniunii a fost dedicată unei deplasări în convoi pe Valea Sadului, pe un traseu montan plin de zăpadă. Duminică s-a desfășurat finala unui concurs contra cronometru pe un circuit în teren denivelat. Băi, atenție! La întâlnirea dasteriștilor au fost prezente și două mașini de competiție, dar și o a treia modificată de echipele Renault Tehnologii Rumanii. Întâlnirea s-a desfășurat sub semnul relaxării și al bunei dispoziții. Din program nu a lipsit nicio cină festivă, unde tortul a avut forma unui Duster, cum altfel. Iar-i sare, iar-i vreau amur, iar-i noapte, iar-i forță, iar-i iar-i.